Cu două etape rămase din turul diviziei D, ACS Intercâmpulung urmărește revenirea în fruntea clasamentului primul loc, fiind ocupat în acest moment de CS Rucăr. Intercâmpulung și rești vor juca în deplasare, ACS Bălilești va sta, iar la Rucăr este programat derbiul acestei etape, meciul dintre ocupantele locurilor 1 și 3 vă prezentăm programul complet al etapei cu numărul 14. Sâmbătă, 4 decembrie, de la ora 11, CS Rucăr, ACS Poiana Lacului și ACS Costești, viitorul Bârla. De la ora 12, Victoria Buzoiești, Aselerești. De la 12.30 de minute, Energia Stolnici, CS Mioveni. De la ora 14, Dele Repitești, ACS Inter Câmpulung. De la ora 14.30 de minute, Speed Academy Pitești, CSC Suseni. Și marți, de la ora 14, Juventus Bascov Sporting Pitești, ACS Bălilești Vasta. În funcție de rezultatele înregistrate, podiumul clasamentului poate suferi modificări importante.